Pisicile prezintă keratoconjunctivita sica și pe fondul acestui ochi uscat evoluează destul de frecvent sechestrul cornea. Debutează cu opacizare centrală care apoi se colorează în gri deschis, gri închis și ajunge până la această culoare maronie. Este în general central. Sechestrul cornean poate să fie vascularizat sau nu, iar vascularizația va fi întotdeauna periferică sechestrului cornean, zonei de sechestru cornean. Întotdeauna sechestrul cornean se operează, trebuie să efectuezi keratectomie. Dar vei avea pacienți în clinică care vor prezenta la un ochi sechestru cornean pe acest deficit de calitate sau cantitate de lacrimi și entropionul total. Va trebui să efectuezi în aceeași intervenție chirurgicală și entropionul total și această keratectomie pentru sechestru cornean felin. Întotdeauna, sechestrul cornean îl operezi primul pe ochiul respectiv și poți să efectuezi keratectomia și să aplici apoi o lentilă de contact terapeutică Soft Shield sau Wet Shield, care este o lentilă specială de colagen, sau poți, dacă ești îndemânatic, să efectuezi un flap corneoconjunctival, dar după fiecare intervenție chirurgicală de genul acesta, va trebui să efectuezi un flap de pleoapa a treia, o tarsorafie. Nu o să te lase entropionul operat să faci sutura margini libere a pleoapei a treia de marginea pleoapei superioare, așa că vei folosi un flap de pleoapa a treia. Sutura pleoapei a treia se va efectua în fundul de sac conjunctival superior. De multe ori, sechestrul cornean este un sechestru cornean profund și evoluează cu uveită secundară. Recunosc ușor pacientul cu uveită secundară sechestrului pentru că prezintă o keratită posterioară, presiunea intraoculară este scăzută. Și acest pacient trebuie să ajungă în sala de operație și neapărat trebuie să finalizezi intervenția chirurgicală a acestui sechestru cu o pupilă în midriază. Este esențial. Acest pacient cu uveită secundară sechestrului cornean trebuie să primească tratament sistemic cu antibiotic cel puțin 10 zile. N-aș folosi antiinflamatorul mai mult de 3-4 zile. Folosim frecvent în Facultatea de Medicină Veterinară după toate intervențiile chirurgicale pe pleoapa a treia sau pe cornee, meloxicomul. Siropul este foarte bine tolerat de pisică. După această intervenție chirurgicală, la 3 săptămâni va trebui să îndepărtez firele de la flapul de pleoapa a treia, de la tarsorafie, dar la o săptămână trebuie cumva să fac ecografia oculară, să măsori diametrul anteroposterior al globului ocular. Indiferent de tehnica pe care o folosești în sechestru cornean, membrana amniotică sau lentilă de contact Wet Shield, de fapt, noi avem un singur scop. Să facem în așa fel încât această cornee să fie transparentă, dar de asemenea trebuie continuat tratamentul cu lacrimi.